Ciao, sunt Vlad de pe Totau.ro. Vreau să vă prezentăm mașina de la Quadron. Mai exact, mașina de la Quadron Equalizer Micron Turbo. Are o denumire așa mai pompoasă și mai lungă. Este o mașină super, super bună. Mașinile de la Quadron, după cum știți, sunt foarte, foarte rezistente. Cei de la Quadron au început să facă tot mai multe mașini. Îi știm pe cei de la Quadron după acele lor, acele de la Quadron care sunt foarte ascuțite și foarte fiabile și au început să facă și mașini. Așa arată cutia, Micron Equalizer. Și aici este mașina. Pe lângă mașină mai avem și o punguță cu gumele și un șurub și cu un imbus. Așa vine mașina. Este o mașină robustă. Sistemele de la transmisie permit utilizarea tuturor tipurilor de AC cartuș, fabricat de aluminiu de înaltă calitate, de aeronavă. Prelucrarea a fost făcută la CNC în 3D și este de culoare eloxat. Da? Eloxat adică ține mai bine decât vopsit. Stroke-ul este de 3,5 mm, motorul este de 4,5 W de la Fallhaber. Sunt foarte, foarte bune motoarele, cei de la Shine folosesc în toate mașinile lor. Are un conector RCA, greutatea este de 104 grame și voltajul maxim cu care se poate lucra este de 11 V. Reglajul se face de aici. Dacă vrem să-i schimbăm stroke-ul din mâner, deci o putem și desface, să o dezinfectăm. Este o mașină chiar micuță, robustă. Aceasta ar fi mașina de la Quadron, mai exact Quadron Equalizer Micron Turbo. Este o mașină foarte micuță, robustă, fiabilă, puternică. Eu sunt Vlad de pe Totau.ro și cu mare plăcere ne revedem la următorul video. Pace!